Tot. În următorul videoclip vreau să vă arăt cum să conecteze consola Xbox One S cu gameplay DVR la o tabletă cu Windows 10, respectiv laptop cu Windows 10. În primul rând merge în shortcut, trebuie să fie încă o dată ultimul update, da? Mergi la jocuri, mergi la Xbox Netzwerk, se vede clar acolo jos, îl lași să se conecteze. Ok, s-a conectat. Atunci închidem aici. Deschidem internet aici, că am văzut că pe ecran simplu nu funcționează asta, numai dacă era deschis prostia asta de internet aici. Da, mă rog, merge și așa. Apeși butonul de Windows plus G. Și acum mergi la Xbox. Se conectează. E o tabliță mică de 10, cât? 10 țoli. Textor. O să-i facă prezentare în video. Destul de mulțumit de ea. E Windows 10 încă o dată. Am avut cu Android și nu mai am nevoie de așa ceva. Nu, se vede că la mine pe Xbox rulează Call of Duty Advanced Warfare. Dau dublu click. Adică nu, scuze, de aici sus. Stream. Și acum, pe cum se aude și acolo, uitați aici. Ok, bine, nu am... No, și acum încerc să fac ceva cu asta, cu controllerul. Nu pot face cu mână, vă dați seama că absurd. Dar hai, no, numai un pic. Deci, la orice oră, fraților, dacă nu ai chef să dea drumul la televizor, dar atâta timp cât e conectat Xbox-ul, poți să te joci pe laptop în altă cameră. Sau să-i arăți la cineva sau să faci un DVR. Hai să vedem cum să faci și un DVR. Deci, încă o dată, e tabletă mică, ați văzut cum am conectat. Nu. Am închis DVR-ul. Am închis asta, streaming-ul. Bun. Mă duc, dau încă o dată Windows G. Și aici dai recording. Nu știu, curios ce să... Hai să vedem. Ah, Microsoft Edge. Bravo, am făcut și eu. Na, da, așa faci și la joc. Bine că am făcut DVR la asta. Da, cam asta e mare. Când o să fac un DVR de pe Xbox, numai să-mi pun și eu stativul cum trebuie și așa, o să vă arăt atunci clar cum faci asta, dar acum deocamdată v-am arătat cum să conectezi Xbox-ul la laptop cu Windows 10 și să te joci pe laptop și închizi televizorul, da? Oricum, mersi pentru vizionare, sper că m-am fost de ajutor și de data asta, pe videoclipul următor, ciao!